Laura Urzicianu a urcat aseară pe scenă într-un show de excepție alături de una dintre cele mai mari big band-uri din lume, Duke Ellington, orchestra cunoscută cântăreață și a încântat publicul la sala Palatului. A fost un spectacol cum rar întâlnești. Aura Urzicianu era mai emoționată ca oricând. Și asta pentru că orchestra, alături de care a urcat pe scenă, îi trezește amintiri foarte dragi. Duke Ellington, fondatorul bandului, i-a descoperit talentul în anul 1972. A fost un om de excepție, ca un Dumnezeu pe pământ, de aceea și muzica lui a fost la superlativ. Alături de Duke Ellington, orchestra a urcat pe scenă și celebrul Johnny Răducanu. Duke Ellington, fondatorul orchestrei, a câștigat de-a lungul vieții 13 premii Grammy, iar alături de Louis Armstrong a contribuit la transformarea muzicii jazz dintr-o formă de divertisment într-o reală expresie artistică. După decesul său, orchestra a continuat să existe purtându-i numele și este apreciată la nivel mondial.